a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului a settled thinking about someone or something. Dacă ne uităm la definiția cuvântului the point that attitude when it doesn't pay you, or what you call as a right attitude, when it doesn't pay you, then what happens? You completely go against the system and in the process you become a rebellious person. Când acea atitudine pe care tu ai considerat-o potrivită nu ți aduce răsplata la care tu te aștepți, încep să fii împotriva acelui sistem și devii rebel. And all the time if you observe your life, always you are fighting with it. Și dacă vă uitați la viața voastră, mereu vă luptați. Either with reference to right attitude or wrong attitude. Fie că această atitudine este corectă sau incorrectă. And of course, what is the result? No attitude. Și rezultatul în final care este, suntem lipsiți de atitudine. And that's why present day, everybody wants to become smart. De aceea, în zilele noastre, toată lumea vrea să fie inteligentă. So what is the smartness? What does the smartness mean? No attitude. Și această atitudine smart se traduce prin faptul că suntem lipsiți de atitudine. So everybody is smart, everybody only smart. Whether it is smart TV, smart car, smart phone, starts with smartphone, okay? So everything is smart. Deci, nu numai că noi suntem smart, dar avem lucruri smart, nu? Începând de la telefon, televizor, mașini. Recently somebody said that I have got a smart kitchen. I didn't understand. Și cineva de curând mi-a spus că are o bucătărie smart.
Și n-am înțeles despre ce este vorba. So it took some time for me to understand, oh, you have a smart kitchen. I said, how does the smart kitchen function? Și am zis, oh, ai o bucătărie smart, cum funcționează aceasta? It reminds me to cook, not to cook. Îmi reamintește să gătesc sau să nu gătesc. Coming back. So now everything is moving in a smart direction because we don't want to have attitude. Și acum totul se duce în această direcție, să zic așa, smart, doar pentru că ne lipsește atitudinea. Please understand. Just let us look at the attitude part in your life. Haideți să ne uităm acum la partea aceasta de atitudine în viața voastră. The attitude that makes you to think. Acea atitudine care vă face pe voi să gândiți. Observe your life. None of us, neither you nor me, nor anyone in this world, think. Dacă vă uitați cu adevărat, o să vedeți că nici voi, nici eu, nici nimeni din lumea asta nu gândește. Do you think, really? Voi credeți că gândiți? Do you agree? Sunteți de acord? Thank God. Imagine if you start thinking it's a disaster, okay? Deci, amintiți-vă că dacă ați început să gândiți, ar fi un dezastru. Without thinking, look at. Deci, fără să gândiți, uitați-vă la viața voastră. And if you start thinking, God knows what you have. Și dacă o să începeți să gândiți, Dumnezeu știe ce se va întâmpla. So in this regard, God is very kind, not allowing us to think. Și în acest caz, este divinitatea este foarte, foarte drăguță, că nu ne permite să gândim. But the thought comes to us. Dar ce se întâmplă este că gândurile vin la noi. We never think, but thought comes. Noi nu gândim, dar gândurile vin. So when the thought comes, this is the beauty, we try to associate with that thought. Când gândul vine, încercăm să ne asociem cu acel gând. So once I associate with a given thought, then I claim that I think. Atunci când ne asociem cu acel gând care a apărut, atunci spunem, eu gândesc. Can you see this point? This is a very interesting point to observe in life. Este un punct foarte important pe care aș vrea să-l observați în viață. Because unless and until the person understands this point, will not be able to develop attitude. Pentru că până când nu înțelegem acest punct foarte clar, nu vom fi capabili să dezvoltăm această atitudine. Because only attitude comes, please understand, we'll talk later on, right, wrong, healthy. Only you can have attitude which is more than your thinking process, more than your smartness, more than your intelligence. Pentru că trebuie să dezvoltăm acea atitudine care este mai mult decât inteligența și deșteptăciunea voastră. Only when you understand how the thought and thinking process happen in your life. Numai atunci când veți înțelege foarte clar cum gândurile și procesul gândirii se întâmplă în viață. Because we have been told, if you look at any science or anywhere, yes, you think, I think, everybody thinks. Pentru că voi ați fost învățați că da, eu gândesc, tu gândești, toată lumea gândește. But in reality, none of us think. Dar în realitate nici unul nu o face. So if I don't think, because you can see for yourself, if you think, can you tell me what would be the next thought of you? Pentru că dacă voi considerați că gândiți, puteți să-mi spuneți acum care este următorul gând pe care l-ați avea? You will say, yes, now is a beautiful thought, because now it's just snowing, this will be thought. Okay, don't think of sun. Think now, what would be the next thought? Dacă spuneți, acum gândesc despre ninsoare și nu mă pot gândi la soare, atunci spuneți în care va fi următorul gând? And moreover, okay, if you are smart, intelligent, you say, yes, I am a very systematic person, I have acquired, I am intelligent, I am an achiever, yes, I can tell you what would be my next thought. Și dacă sunteți suficient de inteligenți, puteți să-mi spuneți, da, sunt o persoană care reușește în viață, o persoană de succes și dacă mă concentrez, pot să-ți spun care este următorul meu gând. Ok, thank you. Please dwell upon, because another exercise, please dwell upon one thought. Și un alt exercițiu este să medităm, să atingem asupra unui singur gând, cel puțin pentru 5 minute. Can you? Puteți face asta? Oh, you think? Please continue, just 5 minutes.
voi gândiți că aveți un acest gând, măcar focusați-vă pe unul singur timp de 5 minute. Don't bring any other thought, okay? Și nu aduceți un alt gând în afară de cel pe care vă focusați. Especially your boss. Or never. În special dacă gândul este despre șeful vostru sau vecinul vostru. Can you? Right. Why you cannot? De ce nu puteți? Because you don't think. Pentru că, de fapt, voi nu gândiți. So when you don't think and thought comes, how that thought comes? Deci dacă voi nu gândiți și, de fapt, gândurile vin la voi, cum vin aceste gânduri? This is what one has to understand. Și asta este ceea ce trebuie să înțelegem. Because thoughts are keep moving in this universe. Pentru că gândurile continuă să se miște în acest univers. Nothing is yours. Și nimic nu este al vostru. Including these discoveries, whatever they say, all the scientists I have discovered. Inclusiv ceea ce oamenii de știință spun am descoperit. Did they discover or stumbled upon? Au descoperit cu adevărat sau le-a ieșit în cale? Best example is Newtonian theory. Și un exemplu foarte bun este teoria lui Newton. This is a very interesting example. Did that person discover or the poor apple fell on? El a descoperit această teorie sau sărac acel măr i-a căzut în cap? Can you see this point? Hey, you stumble upon, but you name it as you discover. Deci ți-a ieșit în cale, s-a întâmplat să-ți iasă în cale și tu spui că l-ai descoperit. And why and how that apple fell down on him? Cum și de ce acel măr i-a căzut lui în cap? There's a, if you ask this, now that Newton bring him back and ask him, hey, do you know why did and how that apple fell on you, not on others? Dacă ați putea să-l întrebați acum pe Newton, dacă ar veni și l-ați întreba de ce și cum s-a întâmplat să-ți cadă chiar ție în cap și nu altcuiva? Let us not go to Newton, ask yourself. Și ca să lăsăm pe Newton deoparte, puteți să vă puneți voi această întrebare. Whatever you say as you or yours, is it really yours? Ceea ce voi numiți al vostru, este cu adevărat al vostru? Including your thinking? Inclusiv gândirea voastră și tipurile de gândire. It is, please understand, the thinking process happens. This is the most important aspect. Procesul gândirii se întâmplă. Because thought comes and that is called thinking process. Pentru că gândul apare și este un proces al gândirii. So when a thought comes because of, let us say, the surrounding, because that the thought is predominant in a given situation. Pentru că un gând apare care este conectat cu lumea împrejurătoare. For example, when you come to this place, there is a given thought comes to your mind. Pentru că atunci, de exemplu, când veniți către locul acesta, un anumit tip de gânduri vă vor veni. Because each place has got a strong thought process or thoughts are moving around there. Pentru că în fiecare loc un anumit tip de gânduri puternice se învârtesc în acel loc. You might have observed the best example is if you go to shopping mall, unless you have got some problem called shopping therapy problem, okay? That's another issue. De exemplu, poate ați observat atunci când vă duceți la mall. Moment you enter the shopping mall, you understand, mind becomes entirely different. În momentul în care călcăm, intrăm în mall, mintea devine complet diferită. All eyes becomes, you know, both eyes become widely open. Cumva ochii mi se deschid și ne uităm pe tot felul de lucruri. And that I call as shopping therapy. Și asta numesc eu terapie prin shopping. And of course ladies goes crazy, please don't be surprised. Și în special noi doamnele suntem înnebunite de pas. But don't worry, men have their other shopping therapy, okay? Dar și bărbații au felul lor prin care fac această terapie prin shopping. So coming back, the moment you enter into shopping mall, that your eyes are wide open and mind is always looking at many things. Why? Because a given thought is predominant over there. Atunci când intrăm în mall și ochii ne sunt deschiși și simțurile sunt alerte și mintea se uită după o grămadă de lucruri, de ce? Pentru că este un gând predominant acolo. Even if you go to the same shopping mall every day,
You can't walk like this. Unless you are sick or something is wrong. Chiar dacă te duci la același mall în fiecare zi, nu poți să fii indiferent, să stai cu capul plecat. Asta doar dacă nu ești bolnav sau ceva cu adevărat grav se întâmplă cu tine. And the supplement fellow also, they are very, they all are psychologists, okay? Și cei care conduc aceste business-uri sunt adevărați buni psihologi. And they keep changing, you know? Reacts, this, that, design, so that you start see some change, always you feel like looking at. Și ei continuă să schimbe vitrinele și locurile în care aranjează rafturile în așa fel încât să vă atragă atenția din nou și din nou. Now the point is here, as the shopping mall has a given set of thought which forces you to think, so also every place, every surrounding has got a given set of thought. Deci am dat exemplul mall-ului, nu? Care este clar că acolo sunt anumite gânduri, așa în fiecare loc sunt predominante anumite tipuri de gânduri. Definitely that thought will come and hit you. Și fără nicio îndoială acel gând va veni și vă va lovi. Whether that series of thought or related to that thought is going to continue or not, that completely depends upon your, what we call, attitude. Și acel gând sau serie de gânduri vă va impacta din nou și din nou, depinde de ceea ce numim aici atitudine. And what is that attitude here? Și care este această atitudine aici? Let us look at this point. There are thoughts, let us say. Să spunem așa, sunt gânduri. And thought again is nothing, that which is moving around. Și gândul nu este nimic altceva decât ceva care se mișcă. And it is me who, whether to entertain those thoughts or not. Și sunt eu cel care să încurajeze aceste gânduri sau nu. Now, what is that me? Și acum, cine este acel eu? My desire. Dorințele mele. My insecurity. Nesiguranța mea. My information. Și informațiile pe care le am deja. So that is called me. Și asta este ceea ce înseamnă eu. And between me and the thought. Și între mine și gând. There is a bridge. Este acest pod care se creează. And that gap is being bridged by attitude. Și această distanță este, acest pod este acoperită sau este traversată de atitudine. And that attitude, please understand, the way you have your attitude, you have developed your attitude, based on that, now the thought and thinking patterns are being entertained in you. Și felul cum acoperiți această distanță creează atitudinea care vă face să urmăriți un anumit set de gânduri sau altul. You can take a few examples in your life. Puteți să luați un exemplu sau exemple din viața voastră. With a reference to one situation that you had, let us say, a few years back. And same type of situation you are coming across now. With a reference to the same situation, now your way of thinking changes or not. Dacă o întâmplare s-a întâmplat, deci dacă ați trecut printr-o întâmplare acum câțiva ani și în același timp de întâmplare, zilele acestea, felul vostru de a gândi referitor la acea întâmplare este schimbată sau nu? Sometimes it is the same, you. Este vorba despre același tu. Sometimes it is the same thoughts, same pattern. Uneori este vorba despre același gânduri și același tipare. Because the situation provokes in the same way. Pentru că situația vă provoacă în același fel. But your way of approach or entertaining that becomes different. Dar felul în care voi abordați și întrețineți acel gând este diferit. It is not because of anything, it is because of the attitude. Și nu este nimic altceva implicat decât atitudinea voastră. So that's why we say attitude is that which fills the gap which I don't know. De aceea spunem că atitudinea este acel lucru care completează spațiul de nu știu. That's why attitude doesn't develop based on the belief, based on the faith, but it completely develops based on the trust. De aceea spunem foarte frumos că atitudinea nu depinde de credință, depinde în totalitate de încredere. If you observe your life,
dacă vă observați viața, if you believe something and you have attitude, some type of attitude you have developed, then what happens when you are being challenged, as we discussed, that you know, good attitude or right attitude then becomes a wrong attitude. Dacă aveți, de exemplu, o credință puternică deja formată și acel lucru nu se întâmplă așa cum vă așteptați, după aceea acea atitudine bună se transformă în atitudine rea. That's why if I observe my mind, you can observe your mind. That when you develop attitude based on faith, believe, at any moment, that attitude will drop. Când dezvoltați o atitudine doar bazată pe credințe și ceva se întâmplă, în momentul imediat următor sunteți gata să renunțați la acea atitudine. That's why attitude towards my, because healthy example, attitude towards my father got dropped. Attitude towards my mother got dropped. De aceea atitudinea mea față de mama mea sau tatăl meu au căzut una după cealaltă. No, of course attitude towards my boyfriend, girlfriend, husband and wife, don't ask me. Nu mă întrebați despre atitudinea față de prietena mea, prietenul meu sau în general de partener. Because it is completely depend upon what? The faith, the belief. But once that faith or belief is being challenged or not protected, what happens to my attitude? Pentru că a fost construit complet pe credințele mele și când aceste credințe nu au fost protejate și eu am fost provocat, ce s-a întâmplat atunci? That's why we need to look at this attitude part very carefully. How it has to grow in a healthy way. De aceea trebuie să ne uităm la cum să dezvoltăm o atitudine în mod sănătos, pas cu pas. If we observe, as we told, between me and the thought, there is a gap. Deci, așa cum am spus, între cine sunt eu și acest gând, există un spațiu, o distanță. Now, let's look at what is that me? Și acum să ne uităm la ce numim noi aici eu. So is that a me a despair? Sunt eu acea formă disperată. Please understand, if me is a despair, now the bridge, the gap has to be as close as possible because within less time I want to minimize the gap. Deci dacă eu sunt disperat, atunci această distanță va fi cât mai scurtă pentru că sunt disperat să pot să o trec. Then where will be attitude? Și atunci unde este atitudinea noastră? Can you see this point? Puteți să vedeți acolo? There will be no bridge! Aproape că nici nu există pod. In fact, today I was reading one news in India, interesting news. Astăzi am citit o știre interesantă din India. Because generally in India, it's very rare to have 24-hour electricity without any cutoff. Pentru că în India este foarte dificil să avem 24 de ore energie electrică fără întrerupere. So in every house, every setup, we have backup, whether gen set or battery operated, something or other, we have always backup. Și în fiecare casă din India există acest generator în caz că se întrerupe curentul. It is not that India doesn't have electricity. Nu este cum că India nu are suficientă electricitate. It is the attitude of the electric people. Este vorba despre atitudinea celor care furnizează electricitatea. They purposefully do it to make the battery and this inverter people to run their business. Fac bună știință ca să susțină businessurile care vând aceste backup-uri, baterii de rezervă, tot ce se întâmplă. In fact, today news is a very big news in India. Și in East India, one sting operation was done. Sting operation means like hidingly they carry camera and pretend them that they are so and so. Deci au făcut această cercetare cu camera ascunsă. That they pretended that as they belong to an inverter company and they went to all these electrical officers. Look, if you can cut when we telephone you, if you cut like 1 month, 2 months, we'll give you this much money for entry, this, that.
your job is just cut the line. Deci s-au dus jurnaliști, nu s-au dus la diferite sedii ale companiilor de electricitate și le-au spus dacă întrerupeți curentul în intervalele astea timp de anumite luni, anumit număr de luni, atunci aveți avea de la noi aceste beneficii. Poor fellow got caught in the camera. Da, many of them. Și cei mai mulți dintre ei au fost prinși, adică au fost gata să accepte compromisul. Let us not get into too much in details to the story. Where is the attitude here? Unde este atitudinea aici? De ce am dat acest exemplu? Do they have attitude here? Au atitudine? Because the desperate me and the end, there is a big gap, and that gap has to be fulfilled as quick as possible. Pentru că dintre cine sunt eu și ceea ce vreau să obțin este o distanță atât de mare, dar faptul că sunt disperat, vreau să o acopăr într-un timp cât mai scurt. That's why in life you observe whenever you have compromised with attitude. Please understand. De aceea puteți să observați în viața voastră oriunde ați compromis în ceea ce privește atitudinea. It's not that you don't know what is attitude. Nu este ca și când voi nu știți care ar fi atitudinea potrivită. Please, somehow or other you know what is attitude. Pentru că într-un fel sau altul știți care este. If you do not know at least that time, later on you come to know what is attitude. Dacă nu știți în momentul ăla, cel puțin mai târziu, cu siguranță veți realiza care era atitudinea corectă. But you don't have strength to say sorry. Dar nu aveți puterea să spuneți îmi pare rău. Nor you have courage to face it or take the responsibility. Dar nu aveți nici curajul de a vă asuma responsabilitatea. Why this happened? De ce se întâmplă? De ce s-a întâmplat asta? Because there is a gap between you and that particular end and you want to minimize the gap as quick as possible. Pentru că este distanță dintre cine sunteți voi și ce vreți să obțineți și vreți să, să o faceți această distanță, să o faceți cât mai scurtă, să o minimizați. And fasting, what happens to that? Și ce se întâmplă de la început? The attitude get sacrificed. Sacrificați atitudinea. And we look into why and how this attitude get sacrificed. Și o să ne uităm cum și de ce această atitudine este sacrificată. If you observe your life with another 5-minute day, if you observe your life, dacă vă observați viața voastră, that time your attitude gets sacrificed. Atitudinea voastră este sacrificată. When your desperation, când disperarea voastră, is higher than your reality. Este mai mare decât realitatea în care trăiți. Whenever you are desperate, without understanding, without analyzing, without looking at the reality. Când suntem disperați, fără să înțelegeți și fără să vedeți realitatea. So who should get the first hit? Cine primește prima lovitură? Attitude. Atitudinea. The moment attitude is sacrificed, let us say, or rejected and dejected, or put in a box, safe box. Când atitudinea este rejectată sau pusă deoparte într-o cutie separată. Now you can think, you can start thinking, or you can see how your thinking fluctuates. Veți putea observa cum gândirea voastră începe să fluctueze. Please understand, desperation doesn't make you think or doesn't allow your thought to fluctuate. Nu disperarea face ca gândurile voastre să fluctueze. But when there is desperation and the attitude is being kept aside, then only it forces you to think or your thought starts fluctuating. Numai când disperarea apare, atunci face ca aceste gânduri să începe să înceapă să fluctueze. That's why if your thought is fluctuating, don't blame yourself, don't blame the situation. But look at, hey, somewhere my attitude is not being given due respect. Deci când gândurile voastre încep să fluctueze, nu vă învinovățiți pe voi sau pe ceilalți sau ceva în exterior, ci aduceți-vă aminte că undeva ați renunțat la atitudine. Because when attitude gets importance or it's really due respect, when you start giving due respect to the attitude, even if you are desperate. Pentru că atunci când dați adevărata importanță atitudinii, chiar și atunci când sunteți disperați. But don't worry. Still, you'll be a stable person in your life. Nu vă faceți griji, veți rămâne în continuare o persoană stabilă.
stabilă. That's why stability has got something to do with attitude. De aceea stabilitatea are legătură cu atitudinea. And if I really want to be a stable person. Și dacă cu adevărat vreau să fiu o persoană stabilă. I don't have to think of any other thing, but I need to learn to cultivate my attitude. Nu trebuie să fac nimic altceva decât să cultiv atitudinea. In fact, that person enjoys in life who has a better attitude. De fapt, persoana care cu adevărat crește, evoluează în viață este persoana care are o atitudine potrivită. Not a good attitude. Nu o atitudine bună. There's a difference between having better attitude and good attitude. Este o diferență între a avea o atitudine bună și o atitudine, traduc eu, potrivită. So the more you have better attitude, cu cât aveți o atitudine potrivită, the more you enjoy your life, in spite of anything. Cu atât mai mult vă veți bucura de viață, indiferent de ce se întâmplă. Because to enjoy in life, you don't need anything, only you need attitude. Pentru că ca să vă bucurați de viață, nu aveți nevoie de nimic altceva decât de atitudine. And of course, to suffer in life, you don't really, you know, have to remove everything, okay? Only you can remove attitude. Și ca să suferiți în viață, cu adevărat, nu trebuie să renunțați la totul, puteți să renunțați doar la atitudine. There are people, especially nowadays. Sunt persoane, în special în zilele noastre. Look at your grandparents and you. Uitați-vă la bunicii voștri și uitați-vă la voi acum. They didn't have anything. Nu au avut o grămadă de lucruri. But they could enjoy better. Dar au putut să bucure mult mai bine de viață. In comparison to them, we have everything. În comparație cu ei, noi avem totul. So what is our status? Mental status? Și care este, cum ne simțim noi? Care este mentalul nostru? Do we suffer more than them or not? Suferim mai mult decât ei sau nu? Why? De ce? Please understand, enjoyment and suffering has nothing to do with the object or your thing. Suferința sau plăcerea nu are legătură deloc cu ceea ce avem. But it has got something to do with your attitude. Dar are de-a face complet cu atitudinea voastră. Based on the attitude you suffer or you enjoy. În funcție de atitudinea voastră voi suferiți sau vă bucurați. And we'll discuss this point later on after the break. Și o să discutăm mai departe după pauză. Attitude in our daily life at any given situation. Subiectul pe care l-am ales este cum să abordăm o atitudine sănătoasă asupra vieții în fiecare zi. So I don't want to waste your time and my time now because already we are late to start. So let us go to the topic straight. Și pentru că nu vreau să pierd nici timpul meu, nici timpul vostru, pentru că deja am început târziu și o să intru direct în subiect. Come on. So always from our childhood we have been taught. Încă din copilărie am fost învățați. Developing a right attitude. Să dezvoltăm această atitudine potrivită. So wherever there is a right attitude, also there is a wrong attitude. Acolo unde este atitudinea potrivită, există și o atitudine nepotrivită. Because right and wrong are just two sides of the both coin. Pentru că această atitudine potrivită și nepotrivită sunt două părți ale aceleiași monede. But interestingly, all the time we have been taught. Dar foarte interesant, de fiecare dată noi am fost învățați. To develop right attitude without knowing what is right. Am fost învățați această atitudine potrivită fără să ni se spună că este potrivită. That's why there is a confusion in our life. De aceea există această confuzie în viața noastră. Especially if you go to whether it is India or England. Especially those who speak little English here, when there was especially no GPS system and you ask for the way to go. De exemplu, dacă ești în Anglia sau în India sau oriunde, întrebi GPS-ul și vorbești un pic engleză și întrebi GPS-ul unde să te ducă. How they say? Okay, go right, left, right, left, right, right. Whether it's right direction or right, you don't understand. Când îți spun la dreapta sau la stânga, nu știu dacă este direcția potrivită sau nu. Finally, I'm saying, yes. Means how to close that person carefully. Este cum este ca atunci când nu știi cum să se ducă să încui, nu, acea persoană cu mare grijă. So what I'm trying to highlight here is
that we have been taught or we have been brainwashed to think that this sort of attitudes are called right attitude. Am fost învățați sau am învățat că acesta este un set de atitudini potrivite. Then what happens? Just observe your life. From childhood, whatever was told, like okay, these are the things called right attitude you developed. Later on, you discovered what? Sorry, they are not right attitude. Sometimes wrong. Poate că ați fost învățați aceste atitudini potrivite în copilărie sau ați crezut că sunt potrivite și după aceea când ați crescut v-ați dat seama că de fapt ele sunt nepotrivite. The day you discover that these are not right attitude, I wasted a lot of my time, energy and of course in the process I have been beaten up left and right, then what happens to you, the attitude aspect? Deci atunci când ne-am dat seama că de fapt atitudinea noastră n-a fost potrivită, ci a fost nepotrivită și am fost, ca să zic așa, loviți în viață de mai multe feluri. If you don't mind, close the door. Excuse me. Yeah, somebody can go and close the door.